Și în județul Buzău, prima probă a examenului de evaluare națională a fost susținută în condiții speciale. La examen s-au înscris 3.833 de absolvenți ai clasei a 8-a din județ, însă numai 3.503 au fost prezenți astăzi în sălile de examen. Potrivit conducerii Inspectoratului Școlar Județean Buzău, 17 elevi sunt izolați la domiciliu. Din 3.833 de elevi înscriși, s-au prezentat 3.503 și am înregistrat un număr de 330 de absenți. 17 elevi sunt izolați la domiciliu, nu am avut niciun elev cu temperatură mai mare de 37,3 în această dimineață, căruia să nu-i se permită accesul la examenul de evaluare. A doua probă a examenului, proba la matematică, va avea loc miercuri 17 iunie, începând cu ora 9, și atunci elevii trebuie să respecte toate măsurile de igienă impuse de autorități. Ora 9 este ora de începere, până la ora 8:30 elevii trebuie să fie în bănci ca și astăzi, termometrizare, măști, dezinfecția mâinilor. Deja sunt cunoscute și din perioada de pregătire de 2 săptămâni care anterioară examenului de evaluare națională, cunosc, știu traseele, lucrurile se desfășoară bine. La ambele probe, timpul destinat elaborării lucrării este de 2 ore din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev. Probele sunt monitorizate audio-video, iar primele rezultate ale evaluării naționale vor fi comunicate marți 22 iunie până la ora 14 în centrele de examen din județ. Contestațiile pot fi depuse în zilele de 22 și 23 iunie. Acestea pot fi însă transmise și prin mijloace electronice. În acest caz, candidații completează, semnează și transmit prin mijloace electronice și o declarație tip în care se menționează faptul că au luat la cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației se poate modifica. Nota va veni modificată indiferent care este valoarea diferenței de 5 sutimi, de 50 de sutimi în plus sau în minus. Și este bine de știut acest lucru, au fost informați și elevii și părinții că de anul trecut, la reevaluarea lucrărilor, nota finală poate fi identică, mai mare sau mai mică, cu un număr de puncte de sutimi. La proba de limba și literatura română de astăzi, elevii au avut de descris particularitățile genului epic, analizând un fragment din Zborul de Sorin Titel și de prezentat o compunere cu o întâmplare inspirată din activitatea lor preferată.